Guvernul de la Chișinău a lansat astăzi o platformă online unde poate fi studiată situația de ultimă oră cu privire la cazurile de coronavirus pe teritoriul Moldovei. Platforma va monitoriza mai mulți indicatori, printre care numărul cazurilor de infecție cu noul virus confirmate și suspecte, numărul deceselor și numărul persoanelor recuperate. Pentru a fi la curent cu ultimile informații în acest sens, accesați adresa de pe ecran. Platforma reprezintă o sursă de documentare din date oficiale. Informațiile sunt actualizate periodic, respectiv poate fi urmărită evoluția situației epidemiologice în regim online pe întreg teritoriul țării.